Bună seara, prieteni! Iată-ne în sfârșit împreună, nu-i așa? Așteptarea a fost destul de scurtă, dar suntem împreună la cea mai extremistă, cea mai conspiraționistă și aș mai putea să adaug chestiuni dintre astea cu ist la sfârșit, adică securistă, putinistă, emisiune pe care puteți dumneavoastră să o vedeți, prietenii mei, pentru că dar trebuie să recunosc ceva înainte de a începe. Putinistă s-ar putea să fie, să aibă lumea dreptate, pentru că sunt din Oltenia și noi ne ținem varza în Putină, deci implicit toți oltenii sunt putiniști. Până când ne aduce și Putin banii ca să-i băgăm în Putină lângă zama de varză, preferăm să o ținem acolo singurică. Dar, nu-i așa? Zâmbetul democrației este o emisiune care nu se face așa doar cu mine. Am alături de mine un alt conspiraționist, iredentist și ce mai ești, ce ist mai ești, pe Dinu. Dinule, eu sincer, când m-ai sunat prima dată, nici nu prea aveam semnal, l-auzeam foarte bine, nici nu aveam numărul tău în telefon și am înțeles că trebuie să fac emisiune cu Mugur Isărescu, de asta am venit. Da? Acum improvizăm așa. Să nu te aștept să-ți dau și bani. Păi de asta și venisem, că știam că semnătura acolo pe toate bagnotele, am zis măcar niște sute de mii de euro, deci, nu lei. De la Putin, a lui putiniștii. De la Putin să vină rublele, da. Dragii mei, așa cum v-am spus, o să încercăm să tratăm altfel politica, să și zâmbim, pentru că până acum am fost numai înverșunați. Toată lumea când este prin studio și discută politică, toată lumea stă încruntată. Doamne, să avem măcar zâmbetul dacă democrația nu avem. Păi uite, măcar sunt eu zâmbetul, ești tu democrația. Amin. Facem așa. Așa că hai să nu mai stăm pe gânduri și să trecem la știrea numărul 1. Iată ce spune știrea. De fapt, nu spune știrea, spune Marcel Ciolacu. Statul român nu trebuie să tolereze teoriile conspiraționiste care circulă în mediul online. Sursa este de pe buciumu.ro. Păi aici aș începe așa, dragul meu Dinu, cu o conspirație care a circulat în ultimul timp. Tu ai auzit, și asta am văzut-o pe mediul online și care nu mai trebuie tolerat, cum că bacalaureatul s-ar da la 18 ani? Nu. A? Serios? Pe cuvânt. Incredibil. La asta cu teoriile conspiraționiste, eu stau așa și mă întreb, hai să înființăm Ministerul Adevărului, nu? Ca să stabilim ce avem voie să spunem și ce nu avem voie să spunem. Pentru că, cel puțin în mediul jurnalistic, jurnalistul are datoria de a fi conspiraționist. Dar pune întrebări. Da, uite ce spune Marcel. Marcel spune și conform conspirației alea că Bacu se dă la 18 ani, pe care eu încă nu cred, că din câte știu eu, Bacu s-a dat la altă vârstă în cazul ăsta. Dar eu mă întreb așa. La el pe la 30 și... Contează, nu. Și n-avem voie, nu. Nu e conspirație, că e conspirație, domnule. Tragi din gură cu conspirațiile astea. Dar mă, ai văzut că cei care sfătuiesc acum pe Marcel Ciolacu, el are un stil de a vorbi așa, știi? Ai văzut? Și dumneavoastră, adică să uite și în stânga, și dumneavoastră, adică... Mă gândesc că așa l-au fi întrebat și la examen. Răscoala de la 1907, când a avut loc? În 1908 sau în 1909? Și au fi zis, și dumneavoastră aveți dreptate. Și dumneavoastră aveți dreptate. Și până la urmă, românii au dreptate, nu? Și dumneavoastră, și dumneavoastră. Deci, categoric trebuie terminate teoriile astea conspiraționiste. Da, numai că domnul Ciolacu ce nu știe este că foarte multe dintre teoriile care au început fiind catalogate drept teorii conspiraționiste, de-a lungul istoriei vorbim și nu doar pe plaiurile mioritice, s-au dovedit ulterior că erau adevărate, erau adevăruri, realitatea. Păi cum, adică și conspirațiile alea cu vaccinuri s-au dovedit adevărate? Da, 100% sigure. Mai mor niște oameni acum, că avem o epidemie de moarte subită, dar nu poți. Nu. Ministerul Adevărului eu cred că ar trebui pus în practică, pentru că, așa, până la urmă discutam și cu tine aseară, ce înseamnă de fapt democrația? Dacă nu zici ca cei care sunt la putere, ești extremist. Da. Ești extremist, putinist, ciumat, rusofil. Etichetat. Etichetat, da. Democrația înseamnă că ai dreptul să fii de acord cu ce ți se spune. Pe cine ai pune la Ministerul Adevărului? Hai să ne gândim, pe cine am pune ca ministru? Eu pe Radu Tudor, de departe. Eu sincer l-aș pune pe Rareș Bogdan. Și dacă mă uit acum așa la tine cu batistuța aia... Am trecut de la Leana și Gața, m-am îmbrăcat în Rareș Bogdan. Ok.
E bine și asta. Nu, dar eu pe Radu Tudor l-aș pune de departe. Adică ar, și eu, ar fi o funcție de mare răspundere. Ar avea, are și căpățâna aia destul de și adevărată. Secretar general Prelipceanu. Asta așa. Nu, Prelipceanu decât s-ar mira la Ministerul Adevărului, că ai văzut ce cum face Prelipceanu. Oh. Șocant. Șocant. Revoltător. Revoltător. Adică mi s-a zbârlit breteaua pe mine. Ok. Prima știre, am discutat-o. Hai să trecem la știrea cu numărul 2. Știrea numărul 2 este simplă și nu ne trebuie să vă spunem și sursa. Zelenski a fost în Parlamentul României. A fost și în România, a fost, s-a plimbat pe străzile României, pentru că, până la urmă, și eu m-am nimerit în capul coloanei oficiale, de fapt nu în cap, mai pe dreapta coloanei oficiale, și am stat blocat. Unde te-a prins vizita lui Zelenski? În pat. În pat? În pat. A, deci n-ai fost e Zelenski sau Zevzenski, că mereu fac confuzia asta. Nu știu, e vecinul de, vecinul. Vecinul. Și am înțeles că a fost, s-a întâlnit și cu Ciolacu, și cu Ciucă, și cu ăla de la Cotroceni, că uit cum îl cheamă. Clown. Da, stai, vreau și eu să spun că mie mi se pare un noroc extraordinar. Poporul român nu realizează faptul că în perioada asta, în perioada asta, nici nu e vreme de sta la plajă la Neptun. Încă n-a nins din fericire pentru ca să fie vreme de schia la Păltiniș. Că dacă era așa, păi dracul mai primea pe ăsta. Auzi, venea și... cu tot respectul, dar se joacă golf. Eu spun că eu cunosc treaba asta jucând. Dar să revenim la vecinul de peste... Și am înțeles că el s-a înțeles foarte bine cu ai noștri. Așa cum am postat și eu pe Facebook, era normal să se înțeleagă, pentru că vorbesc limba marionetelor până la urmă. Îmi și închipui cum era cu sforile ăla de la Cotroceni, că îmi scapă numele. Clown. Klaus. Îți dai seama, păpușarul ăla de-l ține pe clown, că ăla e sărac, e obosit, știi, că ăla atârnă greu, că e mare, e greu. Dar măcar e fericit că nu prea, ăla nu vorbește, el stă, nu prea are ce degețele să dea. Și pe partea elaltă, vecinul nostru mai micuț, așa, cum făceau ei din sforicele, așa, și începea că m-am gândit să... Tu, nu te-ai gândit tu, ți-am scris noi să... Asta, și eu m-am gândit să... Poc, nu te-ai gândit tu, ți-am scris noi să... Au obținut ceva în urma venirii lui? Este secret de stat ce a obținut, o să o aflăm peste 100 de ani. Am înțeles. Nu ai voie să afli acum. Dar tot în știre am văzut, nu mai știu sursele, că a fost trebuia să țină un discurs în Parlament, dar a fost speriat de... A fost speriat de extremiști. De extremiști, da. De extremiști, îți dai seama, dacă, deci Dita mai erou planetei, care se luptă cu... Churchill. Dictatura, cu... Nu-l sperie Putin cu armele nucleare, da. Ursul, Dita mai ursul flământ, dar l-a speriat... Aur și șoșoacă. Diana Șoșoacă. Da, și cu aur. Aur. Da, cred că de acum încolo o să fie și un babau dintre ăsta. Dacă nu ești cu minte, te dau la aur. Șoșoacă. Sau te dau la șoșoacă. Dacă nu ești cu minte, te dau la aur. Vine, ai grijă, papă tot, că... frate, nu știu, acum... Nu știu ce fi obținut, dar în mod sigur... Nu cred că a pus la loc nici pământul înapoi în canalul Băstroie. Nu cred că a reușit să bage limba română pentru cei 500.000 de români de-ai noștri din Bucovina. Ucraina. Din Bucovina. Bucovina. Din Bucovina. Și nici măcar n-a zis și el, bă, mulțumesc că ne-ați ajutat. Mă, nici măcar atât, să fii ajuns și... Bă, vecine, da. Bă, mulțumesc, mă, vecine. A venit. Și a plecat. Și declarația lui ăsta de la Cotroceni, că îmi scapă numele. Clown. Golf Hanis, așa. Și declarația lui, ai auzit-o? Declarația lui care? În această perioadă dorim să ne afirmăm solid. Eu am auzit o chestie cu care nu sunt de acord. Vreau să-l contrazic public, pe dezavuez. Iohannis a spus că ucrainenii au tot sprijinul României. Eu n-am fost consultat în direcția asta, adică tot sprijinul să cer, dar la ce ne referim? Tot sprijinul să facă praf delta Dunării? Tot sprijinul să distrugă fermierul român? Ne. Eu nu mi-am dat acordul pentru sprijinul ăsta, așa că mi-ar plăcea ca domnul președinte să vorbească în numele lui. În numele lui. Mă rog, în numele celor care îi trag sforile. Numele ăluia, săracul. Ăluia, da. Cam asta a fost cu știrea despre vecinul nostru și despre băiatul ăla de la Cotroceni, al cărui nume îmi scapă.
Ok. Trecem la următoarea știre. Global News ne anunță că guvernul este decis să introducă în România identitatea de gen, orice, pentru a adera la OCDE, Organizația de, pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Și mă întreb ce legătură are economia cu identitatea de gen. Eu mi-amintesc că prin am văzut niște benzi desenate și oamenii în anii 70 își imaginau că în 2000-2020 o să avem mașini zburătoare, o să ne teleportăm. Nu cred că și-ar fi imaginat nimeni că în 2020 și 3 o să avem 20 de genuri. De genuri de mașini zburătoare? De genuri de autodeclarate. Adică chiar eu nu înțeleg un lucru. Între prioritățile noastre ca țară, așa, cum suntem noi, mai mici, mai... Prioritățile noastre. Te duci acasă, te gândești tu, ca membru al guvernului, bă, ce să fac eu, ce nu merge bine în țara asta? Ești tu a doua zi cu declarație, știu, bă, de ce nu o ducem bine așa. Bă, de mâine trebuie să băgăm identitatea de gen. Păi stai, mă, n-avem nevoie de... eu știu, administrație mai mică. Eu zic să fim puțin mai empatici, pentru că eu cred că tu nu te-ai confruntat niciodată cu drama unui om care se duce, da, vrea și el, îl trece pipilica, îl trec nevoile naturale. Da. Și se duce și vede acolo două uși, în stânga bărbați, în dreapta femei. Și el, neștiind ce e în momentul ăla, face... stă acolo puțin, îl trec transpirațiile, că nu știe unde să intre. Face între ele. Nu ajunge să facă între ele. Tu nu știi cum e chestia asta. Bă, să știi... Eu vreau să empatizez cu dinule, cei care trec prin dinule, dilema asta existențială. Cu respectul, eu ca actor, sau mă rog, artist, unii... Ai interpretat și... Am interpretat și una și alta. Dar unde intrai? Unde intrai la toaletă? Uite, când erai leana și... Unde găseam liber? Deci, unde găseam liber? Nu stăteam să mă gândesc unde intru când... Când te prinde, te prinde. Dar în America asta e o problemă. Da, cu tot respectul, când m-am dus acolo la toaletă, nu m-am gândit niciodată că o fac din patriotism, ca să ader la OCDE. Pe cuvânt de onoare. Deci dacă asta am ajuns să facem din, pentru a adera la OCDE, ce mai avem de făcut în afară? Eu susțin toate literele astea. Deci eu aș vrea să mai adaug câteva litere la LGBTQIXY. Eu aș vrea să mai adaug și un I, și anume interspecie. Eu vreau să spun că eu nu mă identific cu specia umană. Eu mă identific, sau de fapt chiar mai mult de atât, spune intergalactic, intercivil. Eu nu mă identific cu pământenii. Univers. Și o civilizație pământeană. Deci, eu vreau să fiu, nu știu, de pe Pluto, așa. Dinule, tu ești din alt univers. Dintr-un univers paralel. Cu statul paralel. Așa că hai să trecem la următoarea știre. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava a luat decizia renunțării la plata cu numerar. Kaufland România nu mai acceptă clienții care vor să achite cu bani cash în restaurant. Ajungem la problema cash-ului. Că tot ai zis că face misiune cu Muguri Sărescu. Eu când aud de chestia asta cu cash-ul, mi-amintesc de znoava asta lui Sorin Vântu, cum a zis el odată. Știi că în anii 90 avea un apartament cu 4 camere, 3 camere erau mobilate, într-o cameră avea $100 de milioane cash. Cașe. Și a povestit cum a făcut dragoste, că pe vremea aia bărbații erau romantici, n-a zis am făcut dragoste pe $100 de milioane cash. Și vreau și eu să întreb, de atunci am fantezia asta, de ce domnul Ciolacu sau ăștia care tot au problema asta cu cash-ul acum, vor să refuze și mie dreptul în viața asta să fac și eu dragoste pe $100 de milioane cash, nu pe un card pe care, bine, încă nu i-am, dar nu pe un card pe care... Am înțeles, râdem, glumim, dar uite, există anumite reacții imediate dacă s-ar introduce o astfel de... Pe lângă faptul că, omenește vorbind, ne-ar închide de tot libertatea, adică nu mai ai voie, dacă mâine vreau să-ți opresc eu contul, îți opresc contul, exact cum a făcut... Îți amintești în pandemie, da? Deci Trudeau le-a blocat, a spus protestați democratic, democratic e să vă tragem bani din conturi. Exact. Și protestează în foame și în frig. Pe de o parte asta, pe de altă parte oamenii de la țară care nu sunt bancabili, ei n-au cont, că nicio bancă nu vrea să le dea cont. Păi, nu-i așa, Marcelică, hai bă să-i aruncăm la oamenii cu conturi blocate, că poate nu și-au mai permis să plătească. Dar dincolo de asta, mă întreb eu, mă frate, când ăla de la vas lui pleacă cu bagajul plin de cash, ce o să-i dea acum, bonuri de masă? În ce iau oamenii ăștia șpaga? Cum mai strâng ei pentru partid?
ce instrument Bitcoin, financiar? În Bitcoin, trecem la șpaga în Bitcoin. Și bagă Bitcoinul sub roata de rezervă, că ăla nu e, că nu, nu e ceva palpabil și ăla e tot online. Cum face ăla de la țară, de la județul nu știu care, Vaslui, Olt, pe unde mai sunt baroni? Cum fac ăia să-și care cașcavalul? Dar uite, eu vreau să te mai întreb o chestie, da? Ăștia, deci universitatea, nu știu care, spun la restaurant, la noi nu mai ai voie cu cash Kaufland, deloc. Kaufland. Deci nu mai ai voie cash, da? Bun, da, dacă te duci acolo și tu mănânci la restaurant acolo, da, sau îți faci cumpărăturile și se întâmplă, cum s-a mai întâmplat, să se blocheze sistemul, să nu meargă plata cu cardul, tu în momentul ăla poți să pleci fără să nu plătești? Se, noile sisteme nu se blochează, pentru că ele vin la pachet cu un băiat mic din ANAF. E un agent mic așa, Liliputan, de la ANAF, Liliputan, care e băgat acolo. În POS. Și, în POS și el numără. De fapt, nu este o chestie digitală, cum crede lumea. Nu, e unul mic de la ANAF care numără acolo. Repede, pac, 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 da, pac. Care numără digiți. Ok, faptul că se dorește încă o îngrădire a libertății noastre este foarte clară, dar nu e așa, tot e bine. Nu, nu, zâmbim, nu, 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 este o conspirație, da, și nu ai voie să spui asta. Categorie. Conspirație, așa că tăcem și trecem la următoarea știre. Doar România și Bulgaria, ne anunță național.ro, sunt obligate să importe cereale din Ucraina. Facem ce facem și iar ne uităm cu vecinii de peste gard. Păi până la urmă, hai să importăm de acolo, pentru că cerealele noastre s-au făcut, dar nu contează că pe ale noastre... Ce să facem cu ele? Să le dăm la pisici. Învățăm pisicile să mănânce cereale. Dimineața, bolul de cereale și cu lăptic pentru pisică. Dar nu le mai procesăm, le dăm... Adică ai noștri să crăpe, fie fermierul român, să ne crape și străzile, că oamenii nu plătesc nicio taxă de drum, că e ajutor. Pe partea altă, dacă te duci la comisie să ceri bani la Comisia Europeană, de... Să cer bani, că bă, uite, i-am ajutat pe ăștia, trebuie să compensăm. A, păi vă dăm bani, dar nu compensați cumva pe al vostru, pe fermierul vostru, nu. Da, treaba este că vezi ce înseamnă să ai la vârful statului oameni de paie cu coloana din plastilină? Păi oamenii de paie, măi, frate, oamenii de paie, paiele produc grâu. Grâul care se produce în România, nu mai e grâu de România, este grâu de altcineva, că paiele sale noastre, dar grâu e al lor. Ungurii, polonezii, slovacii au spus, noi pas. Nu, pas. Da. Ea din vest, ea din vest, nici atât nu vor. Da. Deci au rămas fraierii, grânarul Europei, care importă grâu. Bine, acum, noi oricum deja importăm de merele din hipermarket, nu mai sunt din Polonia. Românești, voinești, ce mă... Da. Sunt din Polonia, mere poloneze. Și multe alte lucruri pe care le producem aici. Brânza o cumpărăm din Olanda. Știi ce este mai grav? De ce să nu avem și mai grânele? Grav este că noi exportăm cât mai exportăm, dacă avem loc de... Că ne-am angajat, ne-am angajat. A zis băiatul ăla de la Cotroceni, că îmi scapă numele. Clown. Așa. Ne-am angajat să îi ajutăm pe ăștia, pe vecini, dar noi grâu ăla pe care îl exportăm, importăm pe urmă croasante, importăm coca, importăm tot, adică noi nici măcar coca, nu... Coca aia sau coca aia altă, că și pe aia o importăm. Plutește prin valuri la Marea Neagră. De drojdie, na, de se dospește. Și pe partea asta, în loc să procesăm aici sau să-l depozităm aici până când prețurile sunt mai calme. Știi că noi nu avem voie să depozităm grâu prin PNRR. E conspirație sau... Nu, nu e conspirație. Citește... sau e conspirație. Nu avem voie să depășim o anumită cantitate care este mică de grâu în depozite. Dar e conspirație. Noi dacă importăm grâu, da, ce să exportăm și noi atunci? Dar de ce trebuie să exportăm? Noi trebuie să consumăm. Pentru că noi nu suntem o țară de... Noi produceam pe vremea trecută, când România era industrializată. Acum dacă vorbești că vrei să industrializezi țara, o să zică ea, bă, vine ea de la Haur. Oho, și ne Haur. Scot din UE! Haur, ne scot din UE! Ok, îi ajutăm, normal, ca zis băiatul de la Cotroceni, al cărui nume îmi scapă și nu vreau să-l mai pronunț. Slava Ucraina, slava România! Exact. Și să trecem la știrea următoare.
premierul Ciolacu promite multinaționalei Coca-Cola, că nu pot să-i pronunț numele, taxa pe zahăr se va întoarce în fabricile Coca-Cola sub formă de ajutor de stat. Păi hai să vedem cum vine treaba asta. E o discriminare. Este o discriminare uriașă, da? Pentru că sunt mai multe cum îți permiți fabrici producătoare. Discriminare despre cel mai cunoscut brand din lumea asta. Nu, din partea lui Marcel Ciolacu e discriminare. De ce? Pentru că avem numeroase fabrici care produc cola, inclusiv una, un business românesc. Da, nu e atât de cunoscut ca... La ăștia nu trebuie să le întorci înapoi? Nu. Pentru că tu nu ești... Știi, nu spui ce vrei tu, spui ce zice băiatul ăla de trage sforile. Ce trebuie? Ce trebuie, pentru că dacă erai un stat suveran sau un stat cu clasă politică... Păi cum, nu scrie în Constituție că așa suntem? Lasă-mă ce scrie, eu vorbesc ce ești, de fapt. Adică nu e valabil ce scrie în Constituție? Frate, eu nu cred. Este scris în Constituție. E conspirație. E conspirație, dar România, nu știu dacă în acest moment este suverană sau este doar o colonie drăguță al cărui cică președinte care stă și al cărui nume nu-l pronunț. Eu zic că e mult spus colonie. E mult spus colonie. Și noi avem un guvernator, iar omul ăsta este... Și un vătaf. Vătaf. Vătaful și guvernatorul. Deci până nu vom învăța că o țară trebuie să fie... Dacă vrem să fim țară, mai vrei să fii român? Pe bune. Nu știu. Te întreb. Mai vrei să fie România? Mai vrei să fie România? Dacă nu punem cheița pe ușă, ne mutăm. Dar e bine că la multinaționala asta plătim tot noi în două feluri. Că pe de o parte, multinaționala îți va vinde produsul spunând sau etichetând că, dragule, noi plătim taxa și de asta prețul este poate puțin mai mare și asta plătesc eu. Și pe partea altă vine ajutorul de stat din partea domnului Vătaf, care este plătit tot de mine. Dar hai să legăm asta cu știrea de mai devreme. Deci, practic, premierul României nu s-a dus vătaful României nu s-a dus să liniștească, să discute, să caute soluții pentru agricultorii români, nu, pentru firmele românești care au fost afectate în ultimii ani de creșterile prețurilor la energie, la combustibili, liberalizarea aia, care dacă spuneai că nu e bună, atunci era o conspirație și erai un extremist care nu înțelegeai valorile europene. În schimb, s-a dus, să-ți dai seama cât de deranj a provocat taxa asta, dacă el a simțit nevoia să dea fuga prima oară, cred că a doua zi după ce a promulgat-o președintele, să dea fuga la Coca-Cola, să le spună, stați puțin băieți, că nu, am glumit la televizor, banii se întorc la voi în buzunar. Noi cu românii avem ce avem. Eu cu românii am ce avem, că da, voi sunteți ai mei, știi, voi sunteți ai mei. Ok, asta se America întâmplă. First. Da. Uite, da. O chestie pe care și conducătorii României și Donald Trump, care a fost președintele Americii, au în comun. Da. Și în România și în America First. Candidatul AUR la primăria capitalei, Mihai Enache, este nașul de cununie al unui simpatizant al extremei drepte, condamnat definitiv pentru violențe împotriva jandarmilor la un protest în Piața Victoriei, ne anunță G4 Media. Cum e asta? Adică joacă extremă dreaptă la vreo echipă sau unde? Deci vreau să... Deci, ca să înțelegem unde merge încercarea de a discredita un om, că până la urmă la asta se referă tot comunicatul. Mă, când n-ai nimic ce să-i spui profesional, când n-ai nimic ce să-i spui ce școli a făcut, ce proiecte a făcut în viața lui, că de câte știu eu a terminat sau a participat la proiectul stației de metrou Tudor Arghezi, spitalul de stomatologie din sectorul 4, care și la primul și însușit, spital făcut și în București și l-a însușit primarul sectorului, adică nu nici de cum băiatul ăsta. A muncit la caravana medicală, a făcut-o și plus alte zeci de proiecte pe care le-a făcut aici. Vii tu, marele știrist al lumii, marele site de știri care ești așa, da? Și zici, băi, mă avea puțin să scrie și făcea pe el când era mic. Care site? Nu știu, ăsta... Site-ul de extremă securistă. Hai mă, nu... Extrema securiștilor. Ai dovezi?
Conspiraționist, plecești. E o conspirație. Pam, pam. Ești... Deci, dacă nu găseau nici chestia asta pe care eu o consideră o mare palmă la adresa... E un manual, lor le place foarte mult termenul ăsta propagandă, dar strategia asta e din manualul de propagandă, că nu poți să ataci omul. Exact. Da? Etichetează, treci la, că nu poți să ataci faptele, nu poți să ataci gândirea omului, argumentul, treci la atacuri la persoană. Așa că București... În situația asta, cum n-au găsit nici pe ce bază să facă atacurile la persoana mea, da, a lui, adică, au trecut la atacuri prin alianță. Ia să vedem. Cumetrie, cine... stai că știm noi că ăsta e cumetrie, cu scriere, cu aia, cu aia, cu aia. Dar eu mă întreb ce am găsit dacă ne-am apucat să investigăm cu ce... fonduri este finanțat site-ul de extremă securistă G4 nu, da, nu mă întrebă. Ăștia sunt speculații ale tale, sunt chestii de, nu știu, lansezi așa în piață niște afirmații pe care mie mi se pare fascinant că toate aceste ONG-uri care au în spate instituții de presă, inclusiv G4, așa, foarte militanți pentru democrație, altfel cum ne place democrația și nouă, zâmbetul democrației lor. Democrația lor. Nu vor să-și declare veniturile. De câte ori s-a pus problema în spațiu public ca aceste ONG-uri să spună public, transparent, de unde și-au banii, a ieșit mare deranj. Cum adică să ne declarăm noi sursele de finanțare? Păi da, dacă vă finanțează, mă, tată, Putin. Eu de unde? Dacă voi, de fapt, sunteți niște infiltrați care vă dați pro-americani și propagandiști pentru... E grav, oprește-te. Dacă de fapt sunteți infiltrați și oprește-te, sunteți finanțați, sunteți deja propaganda rusă în România. Este deja teamă, hai să trecem la următoarea știre. Europenii ar putea plăti 10 euro pe lună pentru accesul la Facebook și Instagram, ne spune știri pe surse. Eu aș mânca o portocală cu Zuckerberg acum, știi, să zicem, dar de ce 10 și nu 15? De ce 15 și nu 3? Băi, deci cred că a fost acolo... un comitet consultativ al lor și au zis că 10 este suma cea mai bună pentru a li se umple și mai mult buzunărașele lor de oameni săraci și care își plătesc impozitele în țările în care fac profit. E, uite, asta ar fi o premieră pentru că ar fi pentru prima oară în istoria capitalismului, în istoria corporatocrației, când produsul pe care compania îl folosește, îl scoate la mezat, să plătească bani pentru dreptul de a fi exploatat. Pentru că noi pe Facebook suntem produse, nu suntem clienți. Categoric, noi suntem... Datele noastre sunt preluate, folosite, vândute, cu ilicitează mai mult. E, acum pentru onoarea de a produce bani pentru domnul Tsaki, trebuie să și plătim. 10 cât? 10? 10 euro. Bă, dar știi, până la urmă, în economia de piață, bă, nu te pune nimeni să plătești banii ăștia. Ei puteau să ceară și 100, și 1, și 0,5. Ei încearcă, știi că... Englezul are o vorbă, nu e prost cine cere, e prost cine dă. Da. Acum, întrebarea este foarte corectă. Ei încearcă. De ce m-aș opune eu la asta sau aș considera asta că este un atac la... Dar vreau să te întreb și eu o chestie. De bani ăștia, aș putea și eu, de exemplu, când mai fac o postare, să nu fie, să nu apară disclaimer. Ții minte că în pandemie, dacă spuneai, făceai o postare, eu am testat chestia asta în care n-am zis nimic de rău de vaccin. Doamne ferește, nu, am zis de bine. Și imediat a apărut disclaimer, doar că a apărut cuvântul vaccin. Vaccinurile sunt 100% sigure și sunt testate și e bine să ne vaccinăm. Și atunci îmi punea și eu, mai prost de fel, nu sunt Mark Zuckerberg, n-am miliard de întrebarea. Bă, de unde dracu știe ăsta că o substanță aflată în stadiu de experiment, că aici nu vorbeam de un vaccin. Da. E un SRH aflat în stadiu de... De unde dracu știe ăsta să spune el mie că sunt 100% sigure? Adică i-au spus lui algoritmii de la Facebook, exact, ăia care șterg postări... Algoritmul nu greșește, frate. Inteligența artificială este cea care, mie mi se pare că este clar viitorul pe pământul ăsta, pentru că inteligența oamenilor dispare. Da, dar trebuie să mai lase puțin lațul ăla. Știi că la inteligența artificială, dacă ai stat de vorbă cu ChatGPT, ăștia i-au pus o lesă pe care o țin foarte strâns ăștia care au scris codul ăla. E atât săraca inteligența artificială, e atât de spălată pe creier, de ținută de strâns, încât cod... e frică când vorbește cu tine să nu greșească. Să-mi facă să-mi spună un banc cu femei și răspunsul AI-ului a fost: nu pot să fac bancuri cu femei pentru că este o categorie, o discriminare. După aia i-am spus să-mi spună un banc cu bărbați, mi-a spus 3.
Eu ca femeie m-am simțit jignit, adică chiar așa. Pentru că tu ești fluid și... Suntem, da. Categoric. Următoarea știre. Sistemul global de identificare digitală de la WorldCoin, bazat pe scanarea irisului, propus să fie utilizat în orice proiect sau organizație la nivel global pentru, citez, bunăstarea socială, spune activenews.ro. Bunăstare socială. La deci, ce oră difuzăm emisiunea asta? La 9 este acum la aceasta. 9, 9 să ceva. Spun că eu propun un sistem de scanare a falusului la ora 9 pe post. De ce irisul? Să scanăm falusul. E medical, nu. E academic. Nu e niciun normal că este academic, da. Dincolo de toate astea, mă, bunăstare socială. Tu îmi propui mie ca eu să-mi scanez irisul pentru bunăstarea mea socială. Fă-mă să înțeleg. Înțelegi tu cum vine treaba asta? Și pentru ca să apărăm democrația. Categoric. Și că întotdeauna când e vreo, trebuie apărată democrația. Orice cum? Eliminăm cheșul, apărăm democrația. Orice constrângere este pentru apărarea democrației, aia a noastră, nu a voastră, fraierilor care gândiți. Dar cum îmi aduce mie asta vreun beneficiu? Dar unde scanăm irisul? Adică, la scanatorul de iris. Nu, unde, în ce context te va fi necesar? Că asta la e o omor. Chestie. Ne ducem la piață și spun exact, vreau și eu patru mici și muștar. Și cine o să sunteți? Spună, să vedem dacă... Cine sunteți? Deschide ochii cu scobitorile de la mici, bagi ochiul așa lângă mic și te scanează. Bă, și în momentul acolo poți să mănânci. Altfel nu se poate. Dar unde avem noi un sistem așa apropiat de povestea asta, cu ce ai voie și ce n-ai voie să faci? Spune, luminează-mi. În China. Unde știm că este un model internațional de democrație, sau nu? Categoric, e democrație. Credite totală. Sociale. Acolo credit. Ai creditele sociale și dacă a scăzut Binule, creditul... Eu cred că oamenii ăștia bălesc, de fapt, ăștia apărătorii democrației, ăștia globaliștii, bălesc, de fapt, la modelul chinezesc. Ar vrea să-l implementeze, să ni-l vândă, dar să ni-l îmbrace în haina frumoasă a aparenței unei democrații. Așa că hai, lăsați-ne. Avem noi, îi avem pe cei mai buni specialiști în a lua o bucată de rahat, de la mirositor, petit, îl îmbrăca frumos într-o hârtiuță din asta de cadouri cu Moș Crăciun pe ea și a te convinge să-l cumperi, să-l mănânci și să crezi și că e bun. Avem oamenii care fac asta de 10 de ani. Și nu sunt chinezi. Marcel Ciolacu anunță că în 2 săptămâni adoptă legea pentru eliminarea pensiilor speciale, ne spune Digi TV. Sau ce? Nu era Gigi? Gigi. 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 TV. Deci asta este, spune și mie, asta este știre sau e conspirație? Eu cred că este conspirație, pentru că de câte ori a fost rostogolită în spațiu public cu eliminarea pensiilor speciale, niciodată nu s-a adeverit. Dar eu cred că asistăm la un foileton aici. La fiecare 2 săptămâni iese Marcel și ne spune că acum adoptă legea. Pentru că, la fel, eu țin minte că a plătit... Lasă-l să caute în Dex, Marcel, acum foileton, că l-ai nenorocit când ai zis asta și acum trebuie să caute pe Dex online. Gata, a găsit? Aveți și dumneavoastră dreptate. Aveți și dumneavoastră dreptate. Și dumneavoastră aveți dreptate. Dar până la urmă, îmi place cine ne-o spune treaba asta. Cosmin... Cosmin. Bretea? Cosmin Breteluță. Nu râde, te rog frumos, să nu râzi, că bretelutele alea au un scop foarte... Ele sunt frumoase. Important. Ele sunt puse acolo pentru că dacă le-ar da jos, da, ar rămâne nepoleții goi. Ar rămâne cu nepoleții la vedere. Am înțeles. Bretelele alea sunt puse cu un scop. Uluitor. Altfel ai fi acoperitul descoperit, ceea ce ar fi problematic. Și revenim la pensiile astea speciale, la promisiunea pensiilor speciale, că le taie. Categoric le taie. Sunt foarte... Mai taie din ele de le dracu. Da, le taie în mod clar. Bă, da, la fel cum le-a dat și banii profesorilor acum și nu, le-a spus că de ziua educației banul e acolo. Îi întreb acum că parcă a fost ziua educației acum. Ați primit banii? Când... Dar precis va veni cineva să anunțe că în 2 săptămâni se dau banii pe ziua educației. Adică asistăm până la urmă la niște foiletoane. Că nu le este greu să promit. Eu pot să fac pariu. Hai să facem un pariu acum, uite, pe o bere, pe ce vrei tu la tine. Eu îți garantez că o să ajung eu să iau prima pensie și încă nu o să fie tăiate pensiile speciale. Bă, merge pe berea aia că aș da-o cu drag dacă aș pierde-o. Da. Na, n-ai.
Atât s-a putut. Atât s-a putut. Da, am crezut că este ultima știre, dar nu este ultima știre. Mai avem mult... O conspirație. O conspirație și pe care n-am cum să o ratez. Active News ne anunță că compania aeriană British Airways prezintă noua uniformă neutră de gen. Rochii, fuste și ciorap pentru bărbați. Vreau să spun că eu le mulțumesc în calitatea mea de fost interpret al rolului Leana. Eu le mulțumesc pentru că s-au gândit, cred că au văzut ceva Vacanța Mare și s-au gândit, băi frate, e păcat de interpretul ăsta că e bărbat să nu vină și la noi pe British Airways să fie, să fie însoțitor de bord, întoare, tor, ceva de bord. Ceva neut. De ce ne mai chinuim? De ce să nu revenim noi la origini? De ce cu uniform? De ce cu haine? De ce să nu umblăm toți dezbrăcați și gata? Pentru că trebuie să fim naturali, da? Și eventual să ne și tatueze un logo. Nu, să-și tatueze fiecare cu ce se identifică, să nu cumva să greșim, Doamne ferește. Eu să-ți spun ție, domnul Mugur, și să spui, mă jignești, porcule, eu mă identific cu genul neutru. Și eu când ți-am zis, tu ai zis, porcule, mă jignești, eu sunt un bou. Eu sunt un bou. Uite, apropo de asta cu uniformele și cu genul, cea mai tare chestie, ai observat că am avut deja aia doua situație în care concursul Miss nu știu ce țară e câștigat de un bărbat. Da. Și iată încă o dovadă că bărbatul întotdeauna este superior femeii. Pentru că bărbatul câștigă inclusiv competițiile de frumusețe destinate femeilor. Eu glumă, nu suntem misoginule care ești. Și da, știi, până la urmă, dragii mei, încheiem aici emisiunea spunându-vă niște vorbe pe care le-am citat, le voi cita dintr-un om care mă inspiră în special în ceea ce voi face de aici încolo, în zona politicii cu zâmbetul pe buze. Aveți și dumneavoastră dreptate și dumneavoastră dreptate. Dar până la urmă, dreptatea și zâmbetul este la poporul român. Vă mulțumesc, o seară frumoasă!